adevărat maraton, cu o miză mai importantă decât orice medalie, cu satisfacții mai mari decât orice titlu. La finalul maratonului, răsplată vor fi îmbrățișările celor dragi, întâlnirile cu prieteni, minunatele spectacole de teatru, concertele electrizante, meciurile favorite, totul într-o lume mai sigură. Participă și tu la un maraton cum altul nu-i. Maratonul vieții, maratonul vaccinării. Medici, asistenți, studenți din toate spitalele din Timișoara și de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara își unesc forțele binelui pentru o acțiune de voluntariat fără precedent în România. Până la 30 de fluxuri paralele vor asigura vaccinarea a aproape 10.000 de oameni în doar 3 zile. Un maraton al speranței, inițiat de Asociația pentru ATI Aurel Mogoșan. Participă și tu la acest maraton salvator. Doar împreună suntem învingători. Pune umărul pentru Timișoara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dragoș Boța și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studiourile Onset HDV. Mâine începe maratonul, cel mai important din Timișoara, pentru că este șansa ca orașul să fie bine, să putem să ne întoarcem la normalitate. Este un demers fără precedent în România și am ales să discutăm în această seară despre cel care a fost acolo, la baza ideii, la începutul proiectului, cel care a fost deopotrivă inimă și creier pentru acest proiect, doctorul Dorel Sândesc, medic ATI și președintele Asociației pentru ATI Aurel Mogoșanu și vicepreședinte al Societății Naționale, mai aveți și prorector al Universității, multe titluri, domnule Sândesc, mai important zic eu că este omul și medicul. Bună seara, bine ați venit la Press Alert Live! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Niciodată nu m-am bucurat de o invitație a dumneavoastră ca acum. Pentru că veți fi prin asta partenerul nostru în acest proiect și avem nevoie de ajutor. Important în acest moment este să-mi spuneți și să le spuneți celor care ne urmăresc de ce maraton și de ce să vină cei care încă nu s-au vaccinat să se vaccineze cu Pfizer, trebuie să spunem, cu Pfizer la centrul de afaceri, la centrul de afaceri din Timișoara. Da. Nu este prima acțiune în care noi, cei care lucrăm în spitale, în ATI, ne implicăm în această acțiune preventivă. Noi am mai făcut diverse caravane în zone izolate din vestul României, Munții Apuseni, Munții Orăștiei, Banatul Montan. Am fost în cămine de bătrâni, în centre de recuperare neuropsihiatrică. Acum vrem să escaladăm acest proiect la un nivel mai mare, pentru că, de ce? Credem că e nevoie de implicarea tuturor într-o resuscitare, ca să folosesc un termen specific profesiei mele, a spiritului pro-vaccinare, atragerea cât mai multe lume spre calea care s-a dovedit că este principala cale ce ne poate duce la normalitate. Mesajul nostru acum nu mai este deloc unul negativ, să speriem lumea. Da, trăim acolo drame extraordinare în ATI, dar acum vorbim de obiectiv, de finalul, de finish-ul acestui maraton. Finalul trebuie să fie libertatea și așa cum a arătat acest promo pe care l-am realizat și l-am difuzat, finalul trebuie să fie bucuria de a fi din nou împreună, de a putea să mergem la spectacole, la meciuri, la întâlniri cu prietenii și așa mai departe. Și credem că e nevoie de implicarea noastră a societății civile și să renunțăm la stilul acesta care, din păcate, caracterizează societatea românească. Când avem o problemă, să căutăm obsedant vinovatul
să-l decapităm, dacă se poate, într-o formă profesional, politic, social și așa mai departe, și după care lumea se consideră mulțumită că și-a făcut treaba. Nu, nu mă interesează ce vini sunt până acum, mă interesează să contribui. Și pentru noi este o acțiune extrem de pozitivă. Noi o facem cu mare bucurie, nu e un efort mare. Față de munca noastră de zi de zi, credeți-mă că este ca o relaxare, ca o gură de aer. Și când vezi oamenii, răsplata e fără să fie cuvinte mari. Nu mai trebuie nimic. Oamenii ăia, când îți mulțumesc că s-au vaccinat, datorită nouă și că ei care nu s-ar fi vaccinat niciodată, că nu s-ar fi dus, acest lucru ne dă o satisfacție. Dincolo de asta, avem o motivație concretă profesională. Noi de un an și suntem sub o presiune teribilă în ATI-uri. E mereu plin, mereu plin. Nu se mai răcește un pat în ATI. Că vine imediat alt pacient, cum ai libera patul. Și atunci credem că asta e o acțiune care ar putea să contribuie, sigur va duce, la relaxarea presiunii pe spitale, care e de fapt marea problemă a acestei crize. Faptul că nu ai unde să-i mai primești, și această amenințare este îngrijorătoare, pentru că acolo știți cine sunt. Suntem noi în ATI. Oricare dintre noi putem fi loviți de glonțul ruletei rusești, pentru că boala asta așa merge. Am văzut prea multe cazuri în care oameni foarte sănătoși, bine, fără probleme, au fost loviți, s-a nimerit glonțul pe țeavă și au făcut o formă foarte gravă sau chiar au pierdut lupta cu boala. Deci vrem să ne câștigăm libertatea și de-aia chemăm oamenii la această acțiune care este absolut voluntară, total voluntară, lucrăm fără bani din timpul nostru liber, de-aia o și facem în weekenduri, de-aia maraton, ca să vă explic de ce. Pentru că acum avem noi timpul liber și am zis că dacă o facem foarte intens, pe 30 de linii, cum a arătat clipul, putem să vaccinăm foarte mult. Capacitatea noastră de vaccinare în acest centru urcă până pe la 13.000 de oameni. Sperăm să vină cât mai mult. Aveți doze? Da. Totul a fost organizat. Facem parte din rețeaua națională de centre, am depus toate documentele împreună cu autoritățile locale. S-a aprobat, am discutat cu doctorul Gheorghiță de la început, care a aprobat foarte mult ideea și ne-a alocat aceste vaccinuri Pfizer pentru noi. Și este practic un proiect al comunității medicale din Timișoara. UMF Victor Babeș, toate spitalele au sprijinit acest lucru, astfel că avem peste 500 de voluntari care s-au oferit fără probleme, cu drag, fiind motivat desigur de colegii manageri de spitale, de rectoratul UMF-ului, și este un gest oricum pe care l-am făcut, noi îl facem și el va rămâne. Am făcut acest lucru. Desigur, lucrăm cu materialul clientului, cum se spune. Nu important putem, e să vină lumea. Dar să vină lumea, asta când ne dorim. Ajungem și acolo, n-aș vrea să trecem peste momentul zero al acestui proiect. Când va veni ideea și cum s-a concretizat? Pentru că de multe ori vedem câte o acțiune, toată lumea aplaudă, dar nimeni nu știe cine e în spatele cortinei. Da, eram la ATI, munceam din greu și ne-am gândit să facem această caravană. De ce? Noi, înainte de criză, făceam caravane, și știți, în care evaluam starea de sănătate a oamenilor din zone izolate. Mergeam cu mini-policlinică acolo, ecografie cardiacă, abdominală, spirometrie, EKG, analize de sânge pe loc. Le făceam ofișe la oameni care poate nu ajunseseră la doctor de ani de zile. Criza, epidemia, ne-a oprit. Tocmai aveam niște proiecte superbe de caravană. Dar iată că tot ea ne determină să o reluăm, dar de data aceasta eram la raportul de gardă. Și țin minte că a zis o colegă, Doto, da, hai să mergem cu caravanele astea să-i vaccinăm de data asta. Am început să mergem și apoi, discutând cum să facem, ne-a venit ideea să o facem continuu. De ce să nu facem și noi ca în Israel? Și atunci am zis, da, dacă o facem, hai să o facem în stil mare, hai să o facem în mai multe fluxuri, că vom găsi voluntari. Și iată, așa s-a întruchipat. Ceea ce cred că e important să spunem, că am reușit în dialogul pe care l-am foarte bun cu doctorul Gheorghiță să acceptăm aici niște reguli mai permisive, ținând cont că proiectul este aparte, atipic, special. Astfel că, iată, oamenii pot să vină cu buletinul, chiar dacă nu s-au înscris. Deci trebuie doar să ai buletinul la tine și să ai peste 16 ani. Exact. De la 16 ani în sus. Peste 16 ani, cu buletinul, se vaccinează, primesc pe loc adeverința și, mai mult decât atât, primesc și programarea la rapel. Asta era următoarea mea întrebare.
faceți un maraton acum, dar ce se întâmplă cu rapelul? Va fi un al un doilea alt maraton? Un da. Maraton? Da, sigur, va fi un alt maraton și noi nu excludem deschiderea pentru a repeta aceste acțiuni în măsura în care ele sunt necesare. Vedem că există solicitări, există dorință și sperăm să producem un val de solidaritate cu ideea de vaccinare, de aderență la vaccinare. Pentru că asta cred că va fi poate și mai important decât numărul concret cât vaccinăm noi în weekendul ăsta. Bine, dacă... și asta e foarte important. Și asta este, de asta suntem că acolo. Dacă sunteți acolo, auzisem o știre, nu era din România, cred că din Statele Unite, unde un centru, sau, nu, în Franța da. A fost un centru, tot așa o acțiune făcută, e drept, numai pentru profesori și pentru polițiști, au închis un centru, că tot așa era un maraton de 3 zile, l-au închis după jumătate de zi pentru că veniseră 20 de oameni. Da, e și asta. Dar acolo se calibrase greșit pentru că mulți dintre ei erau deja vaccinați. Veniseră explicațiile. Da. De asta spun că e foarte important ca lumea să știe că vin cu buletinul, nu trebuie programare, da. Trebuie să stea, dacă e coada, asta e, să aștepte sigur, puțin. Sigur. Cu distanțare și cu mască. Tot, să o să luăm măsuri, să asigurăm, vor fi mai multe rânduri unde în funcție de cum vin. Pe unde, unde va fi exact centrul... Da. Maratonului. Va fi în sala mare de expoziții de la parter, care este modernizată la centrul de afaceri, da? La centrul regional de afaceri și aici în mod special vreau să mulțumesc Camerei de Comerț și Industrie Timișoara, doamnei președinte Chirică, care a fost extrem de generoasă și ne-a oferit gratuit nouă Asociației pentru Atia Aurel Mogoșanu, pentru că avem o relație deosebită și dânsa apreciază toate aceste inițiative civice și știe că noi am făcut multe, multe proiecte de-a lungul timpului și am avut un contract prin care ni-l oferă gratuit. Noi, la rândul nostru, sigur, făcând un parteneriat cu primăria, pentru că inițial am vrut să-l facem la Sala Olimpia, dar am rugat... Craftul să ne dea o serie de lucruri necesare, mese, scaune, paravane și văzând cât e de ok, doamna Chirică ne-a aprobat și în continuare, în funcție de condiții, în momentul în care nu se mai poate la Craft, vom organiza celelalte la Sala Olimpia. Eu cred că, pe lângă faptul că este un proiect de voluntariat al corpului medical, un gest de solidaritate față de comunitate al corpului medical, este și un moment în care autoritățile să colaboreze și să la un obiectiv de interes pentru comunitate. Da, până la urmă este foarte important și faptul că mediul de afaceri prin acest gest, care înseamnă cel puțin din informațiile mele undeva la 10.000 de euro contribuție, poate chiar mai mult, exact. Punerea la dispoziție a spațiului și până la urmă tot ce înseamnă infrastructură, pentru că acolo și vorbim nu numai. De energie, apă tot. Și tot ce e nevoie. Dar vreau să vă spun, o să punem și un ecran în care vom rula informații despre vaccin, despre vaccinare, imagini de la alte acțiuni ale noastre, dar mai mult decât atât, Camera de Comerț și Industrie Timișoara s-a implicat foarte mult în transmiterea mesajelor. Au trimis mail-uri, sute, mii de mail-uri și telefoane la toate companiile, pentru că dânsii au baza de date cu top 10, cel puțin, da. De la toate domeniile. Au sunat, au trimis mail, deci la un mod chiar super activ. Ne-au transmis feedback-uri și e foarte, foarte interesant acest lucru. Și deci ei sunt partenerii noștri într-o acțiune de voluntariat. Cei care sunt voluntari sunt Corpul Medical și Camera de Comerț și Industrie. Da, desigur. Foarte, foarte important și până la urmă, în momente de genul acesta se vede valoarea unei comunități. Da. În astfel de momente și de acțiuni. Pentru că de foarte multe ori în Timișoara și trebuie să recunoaștem, chit că nu e cel mai de fală lucru vorba bănățeanului, comunitatea este apatică, nepăsătoare, fiecare e pe bulevardul lui, cum îmi place mie să spun, fiecare îl interesează de cei la el în șpaiz și de restul mai puțin. Din fericire, în cazul de față, pare că lucrurile se schimbă și asta este, cred că, foarte important. V-aș întreba, apropo de această acțiune, ce se întâmplă efectiv și care este circuitul în momentul în care
vine cetățeanul nevaccinat cu buletinul și se prezintă. Toți trebuie să vină cu buletinul. Cei care sunt programați sau programat vor fi scanați pe tabletele puse la dispoziție de STS, cărora iarăși le mulțumesc că a fost o colaborare excelentă, deși s-au implicat foarte mult în organizarea acestui eveniment. Și cei care nu s-au programat vor prezenta buletinul. Important, tinerii între 16 și 18 ani trebuie să aibă o declarație, un acord de vaccinare din partea unuia dintre părinți. Nu trebuie să vină neapărat cu părintele, dacă vine cu atât mai trebuie bine. Trebuie să fie declarație notarială sau de mână? Nu, nu există un formular tip, ceea ce bucur. Oamenii pot să scrie de mână, să-și scrie pe laptop. Trebuie să-și precizeze numele, prenumele, datele din cartea de identitate, seria, numărul și că este de acord cu vaccinarea fiului și atât. După care ei vor intra, sau fiice, exact, va fi un triaj în care se verifică temperatura, va fi o fișă de completat ca în toate centrele, pe care vor merge la vaccinare și avem apoi o zonă foarte generoasă de supraveghere post-vaccinare și în final vor primi adeverința și cei care s-au programat pe platformă și ceilalți vor primi pe loc. Pentru că oricum cei care vin doar cu buletinul, trebuie să spunem, ei în practic în momentul acela sunt introduși în baza de date. Da. Da, dar va fi foarte rapid. Deci aproape că va fi la fel de rapid cu cei deja programați. Și eu mă bucur că facem și această, să spunem, premieră într-un centru, acceptăm fără programare. Eu cred că va deveni inevitabil și se va generaliza. Pentru că acum când noi suntem în situația în care avem o ofertă de vaccinuri, dar nu mai există acel interes, da, trebuie aici să este deschidem. O problemă și da. devine o problemă majoră. Și întrebarea mea este dacă avem, hai să spunem, vectorii de imagine, oameni, influencerii, da. Ca să folosim un termen la modă, care să determine lumea să vină să se vaccineze, pentru că marea problemă este cine și-a dorit neapărat, până acum aproape că a reușit să-și facă, chiar dacă își dorea Pfizer, și se pare că în România Pfizer-ul a câștigat această bătălie a încrederii în rândul populației. Da, e un subiect foarte important. Eu cred că prin campania noastră de informare venim iarăși cu ceva ce lipsea. După o primă campanie oficială pro-vaccinare, care a fost făcută cam sec, cam rece și din păcate persoane deosebite, medici cunoscuți de altfel, au fost folosiți într-o campanie mult prea depersonalizată, stăteau îmbrăcați oficial și citeau un text tot, și nu s-a lipit de oameni. Apoi, în contextul ambianței din societatea românească, a pierderii încrederii în clasei politice, în clasa politică, în autoritate, n-au mai prea îndrăznit să apară. Și e păcat. Trebuie să faci ceva. Noi am făcut o campanie care s-a ridicat la un nivel foarte mare, după cum ați arătat. Este vorba de acest clip de introducere și de prezentare a proiectului. Avem clipuri cu unele personalități, de exemplu Ana Pelea, trupa Cargo de la noi a făcut un clip și o să dăm la finalul emisiunii. Perfect. Și ei nu numai că l-au făcut pentru noi, ei s-au și înscris. Ei automat pe platformă și vor fi chiar în primul slot mâine de la ora 16. Deci cine e fan Cargo și nu s-a vaccinat poate să vină împreună cu Cargo. La 16. Absolut, absolut. Chiar vreau să vă spun că asta va fi mâine la 16. Apoi Timișoara Bikers, acest grup foarte activ și implicat și ei în activități de voluntariat, vor veni sâmbătă la ora 10, acolo, împreună, și cei care s-au vaccinat, la ei mulți s-au vaccinat, dar și cei care încă nu s-au vaccinat, ca să transmită un mesaj de susținere a campaniei de vaccinare. Va participa și este înscris pentru vaccinare și maestrul Ștefan Popa Popas. Când se va vaccina? La ora 11 mâine, sâmbătă. Sâmbătă. Sâmbătă la 11. Vine, face și până ajunge la coadă, le face tuturor caricaturile. Nu ne-am gândit la asta, să știți. Adică vine cu notă sus și zice, asistent, uite până... Că tot e campion mondial la viteză. Poate că vom face. Avem o imagine și în timp ce discutăm o să o rog pe Vali să o difuzeze.
modul în care Ștefan Popa Popas va duce până la urmă felicitările dinainte, această caricatură care o vedem acum. Sunteți victorios, deci trebuie să, domnule Sândesc, nu știu ce faceți, dar va trebui să fie cu victorie. Da, victoria, eu cred că există o victorie deja în faptul că am reușit să facem o solidarizare atât de mare a corpului medical, că am reușit să facem o campanie de informare, provaccinare, pe care alții n-au mai făcut-o, și eu cred că dacă vine din partea societății civile, e mai credibilă decât din partea autorităților. Știți ce? Apropo de influencer, aici mai avem de învățat. Uite, deja știm ce ar fi trebuit să facem. Noi nu e suficient să apelăm la cei care, pe care noi îi apreciem, care sunt prietenii noștri, pentru care avem simpatii. Va trebui să mergem pe influencer pentru toate zonele. Muzică tradițională, muzică folclorică, influencer tineri. Ce faceți cu cei din aur, de exemplu, oamenii de aur, cum zic, care nu cred în vaccinare, care sunt împotriva vaccinării, care sunt împotriva, care spun că nu există COVID? Pentru că aici este marea provocare, și între cele două tabere, pro-vaccinare și împotriva vaccinării, practic bătălia se dă care dintre cele două echipe, să spunem așa, ia din rândul adversarilor adepți. Ce faceți acolo? Pentru că aici este marea provocare, nu pentru oamenii care au, hai să spunem, o poziție neutră. Totuși, bătălia se dă exact pe această zonă intermediară. Nu sunt toți care sunt în momentul ăsta împotriva vaccinării niște talibani antivaccinare. Sunt oameni care au dubii. Dubii e normal să avem. Eu am și spus, prin ce a păcătuit campania de vaccinare de la început? Că a fost mult prea triumfalistă și roz și n-a prezentat, domnule, în balanță și riscurile și beneficiile, pentru că ele există, dar per global prevalează clar beneficiile în defavoarea riscurilor unui vaccin. Și cred că un mesaj cu răbdare, nici într-un caz noi nu trebuie să răspundem la fel. La înjurături și acuzațiile acestea vulgare de foarte multe ori, noi nu putem răspunde ca personal medical decât prin ce facem noi. Să ne facem treaba cât mai bine la spital și, dacă se poate, și iată că se poate, să facem ceva și extra obligații profesionale. Asta este atitudinea. Și eu acum, în campania mea, am argumentele cele mai puternice pe care nu le-am avut la început. Să ne uităm la câteva grupuri. De exemplu, grupul profesional, personal medical. Prin faptul că marea majoritate s-au vaccinat. La noi am văzut o prăbușire a numărului de cazuri și aproape dispariție totală a numărului de cazuri pozitive simptomatice, grave. Deci e clar că impactul este evident, este acolo. Noi cei care venim în contact continuu. Domnule Sândes, pe de altă parte, asta e situația la Timișoara. Dar auzisem o știre zilele trecute unde aproape întreg personal dintr-un spital de psihiatrie, dacă nu mă înșel, a refuză în frunte cu directorul vaccinarea, în condițiile în care au avut vreo două sau trei focare până în acest moment în spitalul respectiv. Există. Orice grup... Că aici e, de fapt, ce faci cu astfel de situații? Da. Credeți că vaccinarea obligatorie este o soluție? Nu. Nu, este imposibil acum să mergem așa. E clar că nu. Trebuie însă, se pot lua unele măsuri. În alte țări, personalul medical care nu acceptă să se vaccineze nu mai poate lucra direct cu pacienții. Și acest lucru, desigur, creează o situație și creează într-un fel o presiune pe el și îl determină să se vaccineze. Există aceste situații, dar totuși marea majoritate s-au vaccinat și noi simțim acest beneficiu, pentru că în perioada de anul trecut, când aveam deja multe cazuri, eram extrem de afectați de numărul, totuși deloc nesemnificativ, de cazuri pozitive de rândul personalului. Nu mai avem așa ceva aproape deloc. Doi, dacă vorbim de atingerea libertății de către noi ca și comunitate, ca și popor, eu zic că e foarte bine să ne uităm la poporul cel mai antrenat din lume, în istorie, să supraviețuiască, poporul Israel. Și să vedem ce au făcut ei. Ei au fost cei care au sărit cu cel mai mare entuziasm și cu cea mai bună organizare în vaccinarea în masă. Și iată pe ei acum dansând pe mese, bucurându-se. Ați văzut ce bucurie e pe ei. Și noi o simțim când mergem la caravane. După ce terminăm la sfârșitul zilei vaccinarea, avem și noi câteva ore și nu ne vine să credem. Stăm afară și strigăm
și ne bucurăm de libertate. Toată lumea și-o dorește, dar nu o să putem avea parte de ea nici măcar noi cei care ne-am vaccinat. Și aici cred că agenți de influență, de motivare, trebuie să fie fiecare om care s-a vaccinat, să discute, să arate acest lucru. Că altfel o să depindem de acest prag și mă tem că în situația actuală el se va atinge mult prea târziu. Iar aceasta nu e doar o problemă că se amână cu câteva luni. Amânarea aceasta a imunizării în masă ne poate expune la un cerc vicios. Nu se mai termină. Nu se mai termină. Noi n-am terminat bine de vaccinat. Trebuie să revaccinăm, poate, nu știm. Poate la 2 ani. Eu cred că nu va fi foarte repede un nou. Cei de la Pfizer spuneau că ar fi nevoie de o doză undeva la un an după rapel, deci undeva anul viitor. Viitor, da. Dacă noi nu terminăm, nu atingem pragul până atunci, deja din nou crește numărul celor care nevaccinat. Cei vaccinați acum devin nevaccinați. Și noi intrăm într-o spirală foarte periculoasă. Ne mai vorbim de faptul că persistența virusului mult timp crește logaritmic riscul de apariția mutanților. Și iată o altă problemă. Deci miza e mult mai mare. Știți, de exemplu, a fost o discuție cu Johnson & Johnson. Johnson & Johnson era ideal pentru noi ca tip de acțiune. Îi aduni odată, îi vaccinezi și ai rezolvat. Te duci în caravană în munte și nu trebuie să mergi de două ori. Noi mergem de două ori în fiecare locație. Din păcate a apărut această discuție, sigur ea se va lămuri. Legată cu cheagurile, apariția de cheagurilor de sânge. Exact. Asta a fost și la AstraZeneca, de fapt aceeași problemă. Dar ce e important? Faptul că se discută dacă dăm sau nu dăm un vaccin care are 7 cazuri de tromboză la 6 milioane de persoane vaccinate arată cât de sigur este de fapt acest tip de tratament. Aproape toate medicamentele care le ia lumea, le luăm pentru diverse patologii, au o rată de incidență a complicațiilor mai mare. Luăm medicamente ca să nu facem infarct, anticoagulante, au o rată mult mai mare de hemoragii cerebrale, digestive și așa mai departe. Luăm, toată lumea aproape ia antiinflamatorii. Da, aici e o discuție. Nu cumva acele 6 cazuri la 6 milioane, de exemplu, au fost, devin o problemă în condițiile în care oficial nu se comunică și acele 6 cazuri sunt transformate de acești oameni care fac din teoria conspirației un mod de viață dovada supremă? Pentru că atâta timp cât oficial nimeni nu vorbește despre și nu explică cei care scot, nu-i așa, adevărul ascuns de autorități, au credibilitate mult mai mare. Eu cred că, de fapt, aici avem de-a face cu o precauție excesivă determinată de suspiciunea populației. Credeți-mă, dacă nu era această ambianță, numărul ăsta este nesemnificativ și totuși, din precauție, se studiază, dar gândiți-vă. Este și o chestiune de, domnule, da. Sunteți mai o chestiune aici. O chestiune de comunicare, vă spun. Nu, dincolo de comunicare. Vorbim de farma, de big farma, de foarte mulți bani. Nu e și un război economic în spate? Acest subiect e foarte mult discutat. Da, producția de medicamente este un business, dar a culpabiliza pentru că ei câștigă. Poate că unii vor să, scuzați-mă, da. Poate că unii, nu știu, Pfizer are interes să dea la joale celor de la Johnson & Johnson sau AstraZeneca, care are un preț mult mai scăzut. Mai mic. Da, Europa asta boicotează Astra, America, care este britanică, da. Și așa mai departe. Adică există, nu și știm, această temă. Nu știm, dar ce e important? Se discută că câștigă mult industria Big Pharma. Da, câștigă, dar am vrea să câștige mai mult industria de armament, am vrea să câștige mai mult industria de droguri. Totuși, industria farma, fără a fi avocatul lor, a făcut ca acum să trăim dublu ca durată de viață față de acum în 100 de ani. În condițiile în care viața e tot mai stresantă, tot mai multă poluare și alți factori de risc au apărut, noi trăim mai mult datorită progreselor extraordinare în domeniul sănătății. Deci, da, trebuie să acceptăm că această tehnologie care este foarte avansată, sigur, da, produce și profit. Problema este că ne ajută sau nu. Dar dacă ne gândim 6 cazuri la 6 milioane, atunci de ce mai urcăm în mașini? De ce nu se dă o decizie că e interzisă circulația cu automobilele, că e interzisă circulația cu avioanele? Sunt mult mai multe morți la numărul de
de călători în diverse mijloace de transport auto sau în orice altă activitate. Toate activitățile noastre incumbă un procent de risc. Noi și spunem la anestezie, nu putem garanta 100% nimic, pentru că eu nu vă pot garanta dumneavoastră că veți merge până la ușa aia și nu există niciun risc. Apropo de rată de infectare, am avut, ajunsese Timișoara, se ducea cu viteză și Timișoara în special spre 8. Da. Am avut acea carantină, scădem, suntem sub 3, aproape de 3 acolo, ne învârtim în jurul lui 3, aproape ireal, dar am avut în același timp și un scandal politico-administrativ cât virusul de mare. Și întrebarea este dacă, cum vă explicați această scădere bruscă? Pentru că de la 7 să cobori în, să ai 2-3 săptămâni de scădere continuă, mai 3 săptămâni, da, mai bine de 3 săptămâni după o perioadă în care ai crescut accelerat. Care e explicația, domnule doctor? Da, aici eu am următoarea explicație. Măsurile care se pot lua pentru a preveni răspândirea infecției sunt cunoscute, n-au apărut altele și cei care le contestă nu au altele în loc. Marea problemă a aplicărilor este ca în medicină. Orice medicament, oricât ar fi el de bun, îl compromiți dacă nu-l aplici corect. Nu dai doza potrivită, la intervalul potrivit. La fel se întâmplă și cu aceste măsuri. Dacă ele sunt respectate într-un procentaj suficient, își vor arăta efectele. La noi s-a întâmplat invers. S-au făcut 3 măsuri. Ele nerespectându-se s-a escaladat. Încă 3 și încă 3. S-au făcut 9 măsuri. Dar niciuna din ele nu era respectată suficient. Deci în loc să escaladăm lista de măsuri restrictive, este mult mai important să dăm să ne asigurăm de respectarea lor. Și atunci vom putea depăși cu o listă de restricții mai mici. De exemplu, toate aceste, evitarea aglomerațiilor, dacă se insista mai mult, de multe ori faptul că stătea poliția la marginile orașelor îi împiedica ca să fie mai atenți la marile aglomerații, la mall-uri, la mijloacele de transport în comun. Și cred iarăși că aglomerația de la unei agenți economici, fără respectarea măsurilor, acolo iarăși se poate câștiga enorm. Deci, una peste alta, aceste măsuri au efect. Când a crescut lista, s-a atins câte un procentaj din fiecare și până la urmă am văzut un rezultat. Dar e foarte important și în continuare să avem grijă, pentru că eu sunt îngrijorat astăzi. Vedem că entuziasmul pentru vaccinare scade, tot mai multe doze disponibile și lumea nu vine, și vedem o relaxare de sărbători și această cumulare de factori ar putea să determine o creștere a incidenței după sărbători peste vreo 2-3 săptămâni. Bun. Sper să nu se întâmple. Această scădere care o vedem în statistici, o resimțiți în ATI? Asta se e simte? Problema. Adică avem o rată de incidență la 3, dar se simte asta în ATI, că teoretic dacă am avut incidență de 7 și ați fost sufocați, la 3 ar trebui să fiți bine. Din păcate încă nu simțim. Din păcate nu simțim și ATI-ul nu minte. În sensul că acolo sunt cazuri reale, pozitive, foarte, foarte grave și din păcate cu tot mai mulți tineri cu forme grave. Noile tulpini se pare că afectează mai grav populația tânără. Nu se simte, dar trebuie spus următorul lucru. Există posibilitatea în care credem că noi vom simți întotdeauna ultimii impactul reducerii presiunii acestei epidemii. Pentru că noi simțim ultimii și când începe valul, până se acumulează un număr de cazuri și apoi crește și numărul celor gravi, dar și la noi se relaxează ultima. Sper din suflet, am avut aceste zile, după săptămâni întregi de ocupare totală în tot vestul țării, că eu fac un videoraport cu toate secțiile ATI COVID din vestul României, tot timpul era full. Am ajuns chiar să nu mai întreb pe rând. Arad, Lugoj, Hunedoara. Am zis, cine are un loc liber să spună? Și erau zile după zile, după zile în care nimeni nu intervenea. Acum, în sfârșit, au apărut câte 2, câte 3. Pare infim, dar pentru noi e totuși ceva. Pentru că luni de zile, paturile de ATI nu s-au mai răcit. Cum se elibera unul? Prin ameliorare sau prin deces
Din păcate, imediat vedea altul. Era plină și zona periatei, acolo unde noi colaborăm cu colegii din alte secții, cu oxigenoterapie, cu flux înalt, cu ventilație non-invazivă. Sigur că a trebuit să facem acest lucru. În săptămâna asta am avut primele paturi libere. Să sperăm că nu este doar o coincidență, o întâmplare, că în diminețile astea s-au eliberat niște paturi și că vom simți asta în cele ce urmează. Dar nu trebuie important să stăm perioada, numai să așteptăm da, ca ciobanul mioritic, ciofii. Important că vin sărbătorile și atunci exact. Practic e un moment de maximă responsabilitate. Da. Asta ar fi foarte important, ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Oriunde vor petrece sărbătorile, pot contribui la prevenirea agravării situației. Pentru că chiar dacă ești într-o stațiune, dacă ai grijă, poți preveni transmisia sau preluarea de boală. Iar a te vaccina reprezintă fără îndoială măsura cea mai eficientă. Dar dacă oamenii se vaccinează, da. Practic au prima doză. Teoretic, da. Cei care vin la maraton, dacă se vaccinează, ar putea să stea mai relaxați de Paște, nu? Că teoretic da. Și modul și transmiterea și da. Preluarea, să zic așa, a virusului e mai mică și după prima doză. Da. Au arătat studiile, nu spun exact. Eu. Exact. Aveți dreptate, beneficiul ăsta e semnificativ, mai ales chiar acum dacă o fac vaccinarea, dacă vin în contact cu virusul, au șanse foarte mari să facă o formă mult mai ușoară. Da. Și așa, dar maratonul, că vreau să reluăm puțin informațiile de vă asta rog. Ziceam, legat de maraton, de mâine la ce oră se dă startul? Mâine ora 16 începe vaccinarea, va merge non-stop. Noi stăm acolo, vom avea echipe 24 din 24 până luni 26 ora 8, deci 64 de ore în continuu și vom vaccina pe câte linii e nevoie în funcție de numărul de oameni care vin la vaccinare pe care nu-l putem anticipa. Întrebarea mea este, având în vedere că sunt restricții de circulație, oamenii pot să vină și la 12 noaptea dacă vin la vaccinare, foarte corect? Bună întrebarea. Am luat legătura cu autoritățile și am cerut următoarele lucruri. 1. Asigurarea ordinii publice și pazei obiectivului pe toată perioada maratonului și asigurarea accesului oamenilor, notificând autoritățile că mulți dintre ei nu vor avea o înscriere pe platformă cu care să dovedească că merg la vaccinare, ci vin direct cu buletinul, deci cumva pe proprie răspundere. Acest lucru sper să se întâmple. Să știți că avem oameni din străinătate și m-a uimit lucrul ăsta. Oameni din Austria, din Elveția, Franța, Germania, care ne-au scris că vin, s-au scris pe platformă să se vaccineze pentru că acolo programarea începe începând cu luna octombrie de-abia. Un cuplu români. Dar un cuplu din Elveția a fost cea mai surprinzătoare afirmație, n-am crezut că vreodată voi auzi ceva de genul ăsta spus de cineva. A zis, vrem să venim să ne vaccinăm în România pentru că în Elveția este dezastru. V-ați fi așteptat? Eu nu m-aș fi așteptat ca în timpul vieții mele cineva să spună că în Elveția ceva e mai rău decât în România. Iată că oamenii ăștia au spus-o și mă bucur iarăși că o să vină oameni și din București și din Oradea. Am primit informații, chiar doamna Chirică de la Camera de Comerț și Industrie mi-a spus că, implicată fiind în comunicarea cu companiile, au filiale ale unor companii din alte orașe, au aflat și vor veni să se vaccineze. E foarte bine, dar sper că în primul rând să vină timișorenii noștri, bănățenii noștri, zona noastră de vest, pentru că ne dorim ca să fim fruncea în sensul în care să atingem primii, dacă se poate, pragul de imunizare globală și să simțim beneficiile acestui proces. Centrul Regional de Afaceri Timișoara, începând de mâine, 30 de fluxuri, 500, mai bine de 500 de voluntari. Exact. Un efort logistic uriaș. Da, dar foarte frumos. L-am făcut cu entuziasm toți. Cu entuziasm, chiar vă spun, am, în repartiția pe ture, am constatat oarecare frustrări ale unora care eu n-am fost încă programat și eu îmi doresc. Mâine fac un Zoom cu ei, mulți sunt oameni pe care nu-i cunosc. Asistenți, studenți, voi face un Zoom cu ei să le mulțumesc și să stabilim niște principii și reguli de atitudine, de comportament, de acțiune la locul faptei. Eu le mulțumesc tuturor, sunt foarte mândru de comunitatea noastră.
medicală din Timișoara, pentru că a reușit așa ceva, a arătat un spirit de solidaritate, de empatie și de responsabilitate, și acesta este modul în care noi trebuie să acționăm. Este șansa ca noi acum, în această criză, să arătăm că avem această conștiință a importanței rolului nostru și ne atichităm cu bine de el. Domnule Sundes, știți că la emisiunea asta se întreabă și alea bune și alea nebune. Vă rog. Inevitabil, și acest maraton a fost sub semnul conflictului, e prea mult, sub semnul băgatului capului în poz. Și a fost o supărare, și aici vreau să lămurez lucrurile, legat de faptul că primăria a anunțat mai repede acest maraton și primarul Dominic Friț a ieșit cu informațiile și cu totul înainte de acțiunea pregătită de cei de la Universitatea de Medicină și Farmacie, unde sunteți prorector. Ce s-a întâmplat? E un pic și de speculație mediatică, aș zice. La început, sigur, au fost aceste mici tensiuni. De fapt, noi universitatea... Deci tensiunile au existat, speculația nu există. No, deci, la noi, universitatea, am vrut să facem o conferință de presă luni, la UMF. Dar difuzarea informației destul de intens în weekend ne-a făcut să ne gândim, am discutat cu rectorul UMF-ului, cu colegul și prietenul meu, profesorul Tavi Crețu, și zic, dom'le, nu o să mai avem ce să spunem în plus. Deja sau că am spus informațiile, a merge doar să fim redundanți. Poate că și atunci am decis, și cred că bine am făcut, să organizăm conferința de presă în centru, în timp ce ne pregăteam cu amenajarea. Working in progress, în spate se vedea, erau zeci de rezidenți care, ieșind din gardă, și asistenți, aranjau acolo foarte frumos, foarte impresionant, aș spune, și am făcut-o două zile mai târziu, când deja am avut niște informații. Deci, noi asta am făcut. Ceea ce vreau să spun, că acest proiect, până la urmă, a reușit să-i copteze toate autoritățile și am văzut că fiecare vrea și încearcă să participe cumva. Vă dau exemple. Le-am solicitat la toți, vă rog, ca implicare, trimiteți primăriilor, fiecare pe zona lui politică, pentru că așa există structura, e normal. Fiecare la primăriile pe care le coordonează partidul dumneavoastră, invitația să vină. Am făcut un text în care am explicat toate particularitățile și oamenii au început să se implice. Am luat legătura cu diverse grupuri, iată, de la biker la pensionari, la diverse grupuri sociale, președinții asociațiilor de locatari. Autoritățile s-au implicat și eu cred că ajungem la final să spunem că au reușit să colaboreze și eu cred că bine au făcut, e obligația lor. Deși sunt plătiți pentru asta. Noi o facem voluntar din timpul nostru liber și încă o dată, cred că societatea civilă, iată, poate influența pozitiv și îmbunătăți, să spunem, autoritățile. În fața unui asemenea proiect, nimeni n-a mai... Au început să înțeleagă că nu pot să aibă altă acțiune decât să sprijine, că altfel vor ieși rău. Eu sper să nu fac orgolii din asta, nici în cursul desfășurării, pentru că e evident că lumea știe cine a făcut-o. Au făcut-o noi, comunitatea medicală, cu sprijinul autorităților pe care noi îl apreciem și sper ca acest proiect sau alte proiecte de acest gen să continue și nu pot continua decât împreună. Bun. Pe final, haideți să repetăm, să le transmitem informațiile esențiale, tot ce ar trebui să știe cei care nu sunt vaccinați despre ce se întâmplă de mâine de la ora 16, cu toate informațiile, și la final, în loc de la revedere, doamnelor și domnilor, va fi un alt videoclip. Noi o să ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, sigur, rămâneți pe presalert.ro, dar prima dată să ne spună domnul Sundes încă o dată informațiile cheie cu ce se întâmplă la maratonul vaccinării. Este o vaccinare cu vaccinul Pfizer. Vor putea participa la această vaccinare atât persoanele care s-au programat pe platformă sau prin telefon, la telefonul național sau local, cât și persoanele care vor să se vaccineze, trebuie doar să vină cu cartea de identitate, cu buletinul. Toți cei peste 16 ani pot să se vaccineze. Cei între 16 și 18 ani trebuie să aibă acordul
părinților, scris de mână simplu, nu un formular tip sau oficializat. Este un centru de siguranță maximă, aș putea spune, pentru că vor lucra, vor acționa acolo medici din spitalele timișorene, din diverse specialități, foarte pregătite să asigure tratamentul, să asigure intervenția, orice s-ar întâmpla. Avem tot ce trebuie acolo pentru a-i ajuta. Avem cărucioare pentru persoanele care se deplasează cu greutate și vom asigura acest transfer de la locul unde ajung cu mijlocul de transport până în centru și înapoi la mașină. Îi așteptăm pe toți să vină cu răbdare, suntem acolo și vom asigura 64 de ore continuu, începând de mâine la ora 16 până luni dimineața la ora 8. Oamenii pot să vină, sunt informate autoritățile ca să le permită accesul în acest sens. Siguranța este de asemenea garantată de autorități. Vă așteptăm cu drag la maratonul vaccinării, împreună pentru Timișoara, împreună pentru libertate. Vaccinează-te să ne putem revedea la concert.